Autoritățile din Râmnicu Sărat, dar și reprezentanții Partidului Social Democrat doresc ca spitalul municipal să rămână deschis în continuare pentru toți pacienții. Liderii PSD consideră că existența în unitatea medicală a celor două circuite, atât pentru pacienții COVID, cât și pentru pacienții non-COVID, este mai mult decât necesară. Asta în condițiile în care spitalul municipal din Râmnicu Sărat asigură servicii medicale nu numai pentru populația orașului, dar și pentru cea din comune limitrofe. Trebuie să fiți convinși că efortul pe care îl face domnul primar și toți parlamentarii de Buzău au făcut demersul în acest sens, este de a rămâne deschis spitalul. Pentru că nu există niciun câștig. În secunda în care închizi spitalul, bolnavii cronici care au nevoie sau urgențele care au nevoie să fie tratate în spital tergiversează acest lucru și nu ajung în data spitalicească. Senatorul Liliana Zbârnea precizează că închiderea unității medicale nu reprezintă o soluție atât timp cât această măsură îi afectează pe toți cei care suferă de alte afecțiuni medicale. În secunda în care deschizi spitalul, va fi o avalanșă de oameni care nu s-au tratat în toată această perioadă, lucru care s-a întâmplat în toată perioada de primăvară-vară și practic iarăși aglomerăm spitalul. Atât populația cât și medicii unității doresc ca Spitalul Municipal Râmnicu Sărat să funcționeze pentru toate categoriile de pacienți.